salutare și bine ne-am găsit la episodul al patrulea al vlogului Artea de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Fetcu, și astăzi o să vorbim despre cel mai recent eveniment ce a avut loc în România, în lumea barului, și anume masterclass-ul de la Cluj al lui Denzel Heath. La începutul lunii februarie, în data de 7, a avut loc un masterclass cu barmanul Denzel Heath, organizat de către cei de la Breasla. Cheers, guys! Mersi frumos pentru tricou, datorită vă acum am ce să port. Un eveniment foarte, foarte important pentru lumea barului din România, mai ales că Denzel este un barman cu greutate în industria noastră, este un barman ce activează de 16 ani și cred că venirea lui aici a fost de bun augur. Pentru cei care nu îl cunosc pe Denzel, el este un barman originar din Africa de Sud, din Cape Town parcă, dacă nu mă înșel. El lucrează în domeniul nostru de aproximativ 16 ani, a concurat la cel mai înalt nivel, a fost în finale mondiale la concursuri precum Bacardi Legacy, iar acum trăiește în Dubai, este head trainer la MMA Bar Academy, una dintre cele mai titrate academii de bar din Orientul Mijlociu. Este un tip care chiar are ce povesti, un tip care este umblat, călătorește foarte, foarte mult, este băgat în foarte multe proiecte pentru barmani. Iar faptul că a fost în România a fost un lucru de bun augur pentru noi, pentru că am avut ocazia să-l cunoaștem în persoană și să învățăm foarte, foarte multe lucruri de la el. Tot evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile. În prima zi, pe data de 7 marți, a fost partea de training care a durat vreo 3 ore și ceva, aproape 4, în care el ne-a vorbit despre experiența sa din lumea barului și scopul acestei prezentări a fost embrace your culture, adică îmbrățișează-ți cultura, originile și tot ceea ce te reprezintă, și ne-a arătat, pentru că oricum era timpul foarte, foarte scurt, iar ce vrea el să ne arate acolo necesita o perioadă mai mare de timp. Ne-a arătat o parte din cultura lui despre obiceiurile celor din Africa de Sud de a consuma băuturi, despre barul, despre cărți de bar, ingrediente de acolo, băuturi și așa mai departe. A fost chiar foarte, foarte interesant să vedem că prin 1800 deja se făceau tot felul de cocktailuri acolo, da? Deci rețineți 1800 și 80, parcă cea 1883, ceva de genul. Se făceau băuturi, se făceau cocktailuri, se făceau tehnici, se aplicau deci tehnici care astăzi mi se par wow, chestii, gelificări, tot felul de chestii foarte, foarte interesante. Evenimentul s-a desfășurat la Charlie. Charlie este unul dintre barurile mele preferate de peste tot din lume. Chiar recent a fost nominalizat ca fiind drept cel mai bun cocktail bar din țară. Da? Deci se pare că ora exactă în momentul de față în lumea barului din România se înclus și foarte bine că se întâmplă așa. Felicitări băieților de acolo. Știu că este foarte mult de muncă să ajungi la nivelul acesta. Și dacă nu ați fost în Cluj, mergeți și dacă ajungeți acolo, treceți neapărat pe la Charlie. Adresa este Parca Piața, muzeul numărul 4, dar o să las mai jos descrierea pentru că nu știu sigur. Eu mă duc acolo tot timpul cu GPS-ul.
Mi-a plăcut foarte mult de Denzel. Denzel este un tip deschis, un tip cald, un tip ospitalier. Mi-a plăcut faptul că a stat de vorbă cu toată lumea, a fost foarte, foarte franc. Chiar mi-a plăcut pentru că sunt un Ibarma la nivel internațional care, dacă ajung deja la un nivel sau câștigă un concurs, nu mai poți să dai idei. Mergi la prezentările lor, îți lasă acolo e-mail-ul, zice, dacă ai nevoie de ceva, orice, oricând, oricum, dă-mi un mail și o să-ți răspund cu mare plăcere. Și vă spun din propria experiență că de multe ori nu se întâmplă. Nu se mai răspund la niciun mesaj, pe nicio platformă online, nu se răspund la mail, nu răspund la nimic, prin simplu fapt că sunt busy. Ok, ești busy, nicio problemă, dar la ce mai lași mail-ul? Doar așa de ochii lumii? Sau răspunzi la mail-urile care îți convinție? În fine, asta e o altă discuție. Nu se aplică acest lucru în cazul lui Denzel, chiar a fost foarte, foarte fain. Și într-un final am reușit să iau și un interviu după ce s-a terminat prima zi și a stat de vorbă cu toată lumea, au făcut niște filmări, au pozat. La final am reușit să iau un interviu pe care l-am publicat deja pe blog, o să las mai jos link-ul. Un interviu care mie cel puțin mi s-a părut foarte fain, inspirațional și scopul interviului a fost să cunosc omul din spatele brandului. Da? Până la urmă, acum deja Denzel Hit este un brand. Și am vrut să cunosc persoana, să-l cunosc pe Denzel, cum este el în viața de zi cu zi și o să vedeți acolo niște răspunsuri care s-ar putea să vă surprindă. Pe mine unul chiar m-au surprins și într-un mod foarte plăcut. Seară, iarăși a fost un mic eveniment, o mică adunare a barmanilor. Cei de la Cluj au un program, sau nu neapărat un program, au un eveniment care îl rulează la o anumită perioadă de timp, se numește La Colțul Barului, în care un barman este invitat acolo pentru povești, pentru tot felul de schimb de păreri și așa mai departe. Iar în acea seară s-a întâmplat acel lucru, s-a întâmplat la Casa Tif și iară s-au adunat în jur de 20 și ceva de barmani care au stat acolo și au povestit. Iarăși barmani, o parte din barmani au fost la training, unii nu au fost la training și a fost fain că am putut să recuperăm, să discutăm, să povestim și așa mai departe. Chiar a fost foarte, foarte fain și băieții de la Casa Tif, iarăși Casa Tif este un bar din Cluj în care merită să mergeți. Băieții de acolo au o echipă foarte, foarte faină și fac băuturi foarte bune. La ultimele concursuri au fost cam cel puțin unul din fiecare, dacă nu la cel puțin la cel de la Campari a fost toată echipa. Iar acest lucru spune ceva. Încă o dată, guys, bravo, țineți-o tot așa și mulțumim tare mult pentru seara respectivă. Chiar ne-am simțit foarte, foarte bine. Mi-a plăcut să văd că foarte mulți barmani din România au reușit să ajung acolo. Am văzut barman din Sibiu, barman din București, barman din Satu Mare, barman din Oradea. Au fost din foarte, foarte multe locuri ale țării. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți barmani vor o schimbare pentru România, pentru lumea barului și cel mai bun mod de a face acest lucru, bineînțeles, este să ne schimbăm pe noi și tot timpul am spus acest lucru. Mi-a plăcut să văd că barmanii au fost interesați și că sunt în continuare în căutare de noi informații, pentru că în lumea barului niciodată nu te poți opri să zici, băi, gata, le știu pe toate, am făcut un curs, bine pregătit, nu, niciodată. Și mai ales când întâlnești oameni precum Denzel Hit, atunci îți dai seama că, de fapt, nu știi nimic. Cam așa se întâmplă în lumea barului, citești cărți, studiezi, umbli, te plimbi, înveți, te trăinuiești. Și după aceea trece o anumită perioadă de timp și când te întâlnești cu unul care este mult mai pregătit decât tine, stai de vorbă cu el, îți dai seama că nu știi nimic și cam asta este senzația pe care ne-a lăsat-o Denzel, că mai avem un pic de
învățat, poate un pic mai mult. Și mi-a plăcut foarte mult că în unele lucruri pe care ni le-a povestit acolo chiar se potriveau cu ceea ce spuneam noi și ce vorbeam noi înainte și chiar în gândul nostru ziceam, bă, chiar nu suntem nebuni, uite, mai e încă unul ca noi care gândește așa. A doua seară a avut loc guest bartending-ul cu Denzel, la fel s-a ținut la Charlie și a început undeva la ora 9, parcă. Denzel a pregătit pentru noi patru băuturi foarte, foarte interesante, patru băuturi care fac parte din cultura lui sud-africană și a pregătit un batch cam pentru 120 de persoane. Batch înseamnă un număr mai mare de ingrediente sau cantitate mai mare de ingrediente pe care o pregătești din timp pentru a face niște cocktailuri. Adică în viața de zi cu zi, dacă te duci în bar și ceri un cocktail, nu știu, să zic un Long Island Iced Tea, că asta mi-a venit primul, și ai vodka, rum, gin, tequila, triplu sec, lămâie, sirop de zahăr, cola, ieși și le torpe pe toate. Dar dacă tu știi că ai un eveniment, nu știu, știi că vin 50 de persoane și ai de servit numai Long Island, atunci poți să pui o cantitate mai mare din fiecare băutură într-o sticlă și în loc să faci 7 turnări, faci una singură. Și atunci asta înseamnă batch sau pre-batching, asta înseamnă pre-batching, adică pregătești batch-ul pentru evenimentul respectiv. La fel, el a făcut o cantitate mai mare și într-un final, când le-a epuizat pe toate, pentru că s-au epuizat foarte, foarte repede, cred că într-o oră jumate, cam așa, sau un pic mai mult, aproape 2 ore de când a intrat și a lucrat în spatele barului, s-a terminat tot, s-a epuizat și am avut norocul că am băut din fiecare drink, am băut din fiecare și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Parcă statistica oficială era 120 de cocktailuri în 105 minute, cam ceva de genul. Deci vă imaginați din momentul în care el a intrat în spatele barului și a început să lucreze, până nu le-a terminat, nu s-a lăsat. Au fost foarte, foarte multe comenzi. Mi-a plăcut modul cum a lucrat după bar, foarte elegant, foarte aerisit, foarte clar. Și ce mi-a plăcut mai mult decât atât, că deși erau meniurile pe mese, pe bar și așa mai departe, erau unii care nu știau ce sunt ingredientele respective, nu știau cum să fac și îl întrebau și în timp ce lucra le și explica. Asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Asta ce a explicat pentru fiecare barman în parte sau pentru fiecare oaspete în parte, fiecare ingredient, fiecare metodă, fiecare concept, fiecare decor. Chiar a fost foarte, foarte fain să-l văd pe Denzel lucrând așa. L-am mai văzut într-adevăr lucrând, dar una e când ești pe internet sau îl vezi de la depărtare sau e la un eveniment privat și una e când îl vezi față în față și ești acolo lângă el și vezi cum lucrează, cum face turnările, cum dă shake, cum dă throw, cum dă stir. E altceva și mi-a plăcut foarte, foarte mult tehnica lui. La fel mi-a plăcut la final, a terminat și a dat șorțul jos, a mai făcut niște poze cu doritorii și după aceea a venit în fața barului și a stat de vorbă cu lumea. Iarăși, poate o să vi se pare puțin ciudat sau e rar să mai vezi așa ceva în ziua de azi, mai ales la nivelul lui, un barman cu atâta notorietate și un barman care călătorește atât de mult și mai ales să-l vezi că este atât de cald, atât de deschis. Chiar cei de la Breasla au făcut o alegere foarte, foarte bună aducându-l în România. Încă o dată, guys, thumbs up!
cam atât despre experiența mea de la Cluj. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Breasla, Călin Ioaniciu, Sergiu Biri, Silviu Popa, China, Luci Dobra, Flaviu Sodorhean, Manolo, mulțumesc tare mult, guys, pentru invitație. Mulțumesc, Charlie, pentru ospitalitate, pentru cei care nu ați fost la Charlie să mergeți, pentru că e ceea ce trebuie. Și noi o să revenim la oile noastre să vedem ce se mai întâmplă nou în lumea bartendingului din România. Legat de partea competițională din România, nu uitați, luna viitoare la Timișoara, pe data de 14, are loc a doua etapă a concursului Maraton, etapă ce este destinată ginului Beefeater. Așa că dacă nu ați apucat să vă înscrieți, faceți-o și sperăm, că și eu sper la fel ca și voi, să ne vedem acolo. O altă competiție va fi cea de la Gifard, care am înțeles că tot luna viitoare se va desfășura. Pentru mai multe detalii legate de această competiție și cum puteți participa, cred că cel mai bine ar fi să luați legătura cu distribuitorul vostru zonal de la Heinrich Distribution. La fel, World Class-ul este în plină desfășurare. Dacă nu mă înșel, în martie cei trei jurați vor merge prin barurile din țară pentru a juriza băuturile, așa că dacă se află în orașul vostru, nu ați stricat să mergeți la ei, să-i întâmpinați, să vorbiți cu ei, să le zâmbiți, să le mulțumiți în primul rând, pentru că în ziua de azi în concurs se face din ce în ce mai greu și doar cei care organizează știu acest lucru. Barmanii nu știu acest lucru și atunci cred că este bine să vorbim și despre aceste lucruri. Este, da, într-adevăr, este din ce în ce mai greu să faci un concurs din România și cine nu mă crede să organizeze unul. Până una alta, mulțumim tuturor celor care organizează concursuri în România, pentru că în ultima perioadă ați văzut și voi că sunt foarte multe concursuri și barmanii din România au început să fie din ce în ce mai băgați în seamă. Un lucru cât se poate de bun. Ultima competiție de care eu am aflat foarte, foarte curând este cea de la Ron de Jeremy, în care trebuie să faci un twist după un cocktail clasic cu rom. Pentru cei care nu știu, brandul Rom de Jeremy este un brand de rom făcut în colaborare cu Jeremy, unul dintre cei mai cunoscuți actori la nivel internațional din industria filmelor pentru adulți. Dacă nu știți cine e, dați un Google, eu a trebuit să mă documentez pentru acest concurs și să aflu mai multe detalii despre acest rom și așa am dat peste el, așa că succes! Pe partea de educație, tot luna viitoare l-avem pe Alex Timșa de la Break Bar Academy, care vine la Cluj și la București. Evenimentul este organizat de către colegii noștri de la Joytenders, Paul Sfârlea, Lucian Turcu și Mario Josim, dacă nu mă înșel, plus colegii lor, Biro și toți ceilalți. Încă nu am apucat să-i cunosc pe toți, dar salutări de la Brașov și felicitări pentru inițiativă. Cei care încă nu sunt dispuși la curent, Joytenders este noul proiect semnat Paul Sfârlea, Luci Turcu, Mario Josim, Biro and Co. Și au ca scop îmbunătățirea serviciilor de bartending pe piața din România. Iarăși un lucru foarte, foarte benefic pentru bartendingul românesc. Referitor la training, va fi un training despre bar management. Și știm cu toții că localurile din România au nevoie de cursuri pentru așa ceva. Este cam singurul de genul acesta pe care eu știu, cel puțin în România, n-am mai auzit de ele, sunt foarte, foarte rare. Erau 2-3 școli de bar care mai făceau acest tip de curs, dar foarte, foarte rar. Așa că rezervați-vă locul, 6 martie la Cluj, la Charlie, încă o dată la Charlie, bineînțeles, și pe 7 martie la București, sper să ne vedem acolo. Bianca, ai auzit, da? Sper să ne vedem acolo. Ce să zic, că este un eveniment de neratat și Alex este un tip super, super deștept. Îmi place foarte mult modul lui de abordare în ceea ce privește lumea barului, așa că orice ar fi, nu ratați acest eveniment. Pe piața locală din Brașov s-a lansat oficial un curs pentru Școala Brașoveană de Turism, un curs de inițiere barman. Așa că dacă vreți să o luați pe calea barului și vreți să ajungeți barman profesioniști, acesta este primul pas pe care îl puteți face. Mergeți la sediul de la Școala Brașoveană, Nicolae Băcescu, numărul 18. Înscrieți-vă și o să ne vedem acolo cam în câteva săptămâni, pentru că eu voi fi acolo și
voi încercați să vă îndrum pe calea cea bună, nu că n-ați fi. Iarăși pe partea de cursuri, tot luna viitoare, deci în martie, se vor întâmpla foarte multe chestii. Pentru cei care nu știu și pentru cei care știu, vin cu un reminder, cursul de o zi, seminarul de o zi Mary's Room este aproape fully booked. Mai sunt în momentul de față, în momentul în care eu filmez acum, 3 locuri libere, așa că dacă nu v-ați decis, poate e timpul să o faceți cât mai repede, pentru că locurile se ocupă foarte repede și promitem lucruri foarte, foarte interesante. Cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc că ați fost încă o dată alături de mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și, de ce nu, un subscribe. Doar așa putem să fim mai aproape unii de ceilalți. Până data viitoare, toate cele bune și salutare! Pa, pa!